mă numesc Uzum Ion, sunt inginer la SC Sipcar SRL Naidorf, județul Arad. Cultivăm în prezent în jur de 900 de hectare de teren, din care 300 de hectare de cereale păioase, circa 300 de hectare de porumb, 100 de hectare de floare, 150 de hectare de rapiță și mai avem ceva alte culturi, în general furajere. Aici suntem la o solă unde avem cultivat grâu. Am apelat la specialiștii de la Agricover pentru a fi sigur că avem o cultură sănătoasă și o cultură bună și am reușit în mare parte să ne realizăm obiectivul. În T1 am folosit fungicidul Protendo. Substanța activă este proteoconazol, 300 de grame per litru, iar doza aplicată este de 0,35 litri per hectar. Ca și insecticid, am folosit insecticidul poleci. Substanța activă este deltametrinul și am folosit o doză de 0,2 litri per hectar. În T2, la recomandarea specialiștilor de la Agricover, am folosit îngrășământul foliar Plonvit activ cereale în doză de 3 litri la hectar. Ca și fungicid am folosit pachetul Cardax cereale compus din proteoconazol 0,33 litri per hectar și azoxistrobin 0,75 litri per hectar, iar ca și insecticid am folosit tot insecticidul poleci în doză de 0,2 litri la hectar. Toate sfaturile și recomandările celor de la Agricover au fost foarte utile, mi-au prins foarte bine și pe viitor sperăm să colaborăm în continuare cu ei, pentru că au tehnologii de top și care au dat rezultate bune anul ăsta și chiar și în anii anteriori, când am colaborat cu dânsii. Le mulțumesc pe această cale și sper să colaborăm în continuare.